Septembrie 2023. Mi-am achiziționat minunăția asta de motor electric. N-am ieșit eu mult cu el, dar și când am ieșit, am fost prin nămoale puternice și zăpezi. Iar în timpul în care nu l-am folosit, a fost lăsat afară cu husa pe el și când am vrut la un moment dat să plec cu motorul, l-am găsit așa. Haideți să vedem cum și cel mai important, dacă mai merge. Ia te uit-o. Săraca, doamne, prin câte-o trecut. Bup. Situația stă în felul următor în prezent. Vai, doamne, nu-i prea bine, dar era și mai rău. Cam așa arată el. Încă este... L-am dat cu un lubrifiant ceva. Și acum să sperăm că o să fie ok. Oricum o să am de gând, vă dați seama, să-l curăț mai profesionist sau să-l schimb. Dar acum trebuie neapărat să mă duc undeva. Și mergem așa încet frumos. O picat zambila. Ioi, zambila. Stai acum. Suntem proaspăt mutați. Tocmai de aceea avem, în primul rând, curte. Și în al doilea rând, haos. Uite o pisică, nu știu dacă o vedeți. Ce faci, Sena? Serus. Și am plecat. Este un pic mai greu, într-adevăr. Uite încă o pisică. Pisica numero 2. Nu am pus bine astea deloc. Ai de viață, mă. Așa. Pa, bună pisică. Asta filmează. Ia uitați pe verișorul. Face. Da, mă, a trecut foarte mult timp de când nu m-am mai dat cu motoreșnița. Și cum am ajuns eu să-mi ruginească toate așa? Ia. Testăm o frână față, nici nu mai știu care îi. What? Nu scârție, mă. Bă, vedeți că nu-i chiar atât de rău. Ideea e că la frână, la plăcuțele alea, sau cum dracu să numesc, tu când acționezi frâna să mai duce din rugină, că le freacă. Dar nu scoate niciun chițăit. Cam bine. Și cum am ajuns în punctul ăsta, este super simplu. Nu trebuie să depui foarte mult efort să ajungi așa. Dimpotrivă chiar. Eu când am avut de făcut decizia de achiziționare a unui vehicul aventuros, aveam desigur de ales dintre un enduro adevărat de acela nebun, motocross, sau minunăția pe care o am acum. Și informându-mă așa puțin. Mamă, dar n-au nicio regulă bicicliștii. Bă, ești nebun. Interesant. Aveam de ales între un de acela și un de acesta și am tot întrebat în stânga și dreapta care sunt beneficii, care sunt avantaje, dezavantaje, bla bla bla. Foarte multă lume, vreo două persoane, mi-au zis că la enduro, la motocross, eu nici nu știu care e diferența, trebuie să-i faci mai multă mentenanță, adică să ai grijă de ea. Și eu am zis, cunoscându-mă, am zis, nu mulțumesc, nu o să am grijă de ea și nu vreau să... N-am grijă de ea. Și eu am tras concluzia că asta n-are nevoie deloc de mentenanță. Asta tu așa, de la Dumnezeu. Tăia bine sănătoasă, să unge singură, să face, își face revizia prin satelit, nu știu la ce m-am gândit. Și nu m-am ocupat deloc de ea. Și am lăsat-o peste iarnă, numai cu husa pusă în stradă, că nu aveam și nu am nici acum garaj. Și a cam ruginit, plus că posibil după aventurile mele prin nămoale și prin zăpezi și așa mai departe, nu am curățat-o corespunzător. Și s-a întâmplat. S-a întâmplat. Băi, eu am permisul. Hai de cap, eu n-am permisul la mine. Nu cred că l-am. Ăștia-s după mine. Ăștia-s după mine. M-au prins, gata. Adio. Închidem canalul. Fac eu o schemă aici. Și acum trebuie să văd ce e de făcut la ea, că nu-mi place cum arată. O ruginită, țăraca, și e foarte recentă. E nouă. Are câți kilometri? What the fuck? Are 700 de kilometri. Fiți atenți că eu chiar... Vai, domnule, ați trecut fix pe roșu. Of. Of, of, of. Ce n-ai văzut ce-am? Vreau să o duc undeva să facem o revizie puternică, curățare, habar n-am, să arate cum a arătat pe vremuri. Doar că toate serviciurile în perioada asta și că sunt extrem de aglomerate, pentru că odată căldura și oamenii își scot motoarele și sunt foarte aglomerated. Și n-au timp și de mine. O să mai insist, o să mai sun. Sau, hei, dacă aveți voi recomandări sau dacă sunteți mecanici aici, vă rog frumos, ajutați-mă. Și acum, în această secundă, mă îndrept spre fosta chirie, unde am locuit pentru vreo, cred că 3 ani de zile, sau ceva în zona. Unde merg, că-i roșu. Bă, nebunule, e roșu. Are muzica la maxim, nu aude semaforul. Ia-ți ce-i bubuie basul. Stai să-l fac de râs. Mama, te pup, bro. Of. Este o oră nu foarte aglomerată, este, nu știu, 11 ceasul. Și mă duc să eliberez de tot ce mai am în apartamentul ăla. Trebuie să scot niște lucruri, să dezasamblez un dulap de astea. Acum suntem la apartamentul nou, dar e destul de mare haos, nu găsesc nimic. Nici nu știam unde mi-s pantalonii de moto, mânușile, cagulă, n-am nimic, îți vai de mama mea. Dar e ok, avem ambiție. Și cu ambiția nu murim de frig. Ba da, îmi îngheață mâinile foarte tare. Și să știți că eu am mai zis și anul trecut că postăm săptămânal pe canalul de moto.
acum nu mai este un prank, oameni buni. Acum, într-adevăr, este adevărat. O să se întâmple. Bă, nu sună deloc roț. Nu sună deloc frânele astea, mă. Deci nu e așa de rău cu plăcuțele alea. What the fuck? That's amazing. Ia uite cum mă duc aici ca o viespe. Și chiar o să postăm săptămânal. Am câteva concepte de serii pe care putem să le facem. Și o să fie foarte frumos. O să fie deosebit. Plus că la adresa aia veche nu m-am străduit deloc să o ascund. Și mi se pare că oricine știa sau dacă voia să-și dea seama unde stau, își dădea seama. Nu că ar fi fost neapărat o problemă atât de mare, dar la un moment dat am primit un apel de la vecină mea care mi-a zis, știa că eu sunt plecat, chiar am plecat, nu mă știu, la munte sau în altă țară, habar n-am. Și mi-a dat mesaj că niște băieți la ora 3 dimineața au mers cu lanterna să-mi inspecteze motoreta să-mi o fure. Vă dați seama că nu m-a bucurat foarte tare vestea. Și în ziua următoare am luat motoreta și am dus-o în curte la un alt vecin, că mi-era frică să mai las în drum legată. Deși n-a, era legată cu lanțul, era legată de aia la altă motocicletă, dar sincer, dacă ai ambiție și acolo, o iei direct. Și acum adresa mea o să rămână anonimă forever, n-o să aibă nimeni habar unde locuiesc. Sper. Și o să vă mai arăt o surpriză. Dar să nu mai ziceți la nimeni, rămâne așa între noi. Între noi cei de pe canalul de moto. Am mai făcut o achiziție îndrăzneață, de care nu știe nimeni. Nu știa nici maică mea, aveam să țin secret, însă m-am scăpat un pic. Dar nu vreau să vă zic, vă arăt când ajung. Nu mai avem așa de mult. Stați liniștiți. Mamă, ce frig. Și concluzia oricum a clipului este să aveți grijă de motoretele dumneavoastră. Eu chiar nu știam că trebuie să am atenție la dânsa, că n-am avut. N-am avut nici bicicletă, n-am avut. Bine, am avut bicicletă, dar era bicicletă. Era o bicicletă, ea. O bicicletă căreia îi sărea lanțul la fiecare pedală. Nu datorită că nu am, i-am făcut eu revizia, așa a venit ea. Așa venise din fabrică. Domnul ăsta o să mă calce că face dreapta sau eu sunt prea rapid? Evident, răspuns corect, sunt prea rapid. Sunt cu electrica. Vai, doamne, iartă-mă, s-a dus pe roșuri și vorbea ce la telefon. Ioi. Ce faci, mă, că e roșu, mă? Mă, capricornule, că oricum te-ntrec. Și în mare parte cam așa stă treaba, măi, amicilor. Chiar văzusem la fratele prietenul Goguci, a făcut ceva videoclip de cum își lasă el la iernat lucrurile și eram, ce naiba, mă, Goguci, la iernat? Dar ce, doamne, iartă, mă, spiezi? Și într-adevăr, uitați că îți contează cum le lași la iernat și cum ai grijă de dânsele. Dar e ok, oricum nu cred că e o pagubă așa de mare. Pur și simplu cred că trebuie schimbat fratele lanț. Poate rugina aia se ia cu ceva. Dacă nu, este în regulă. Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu, de fapt. Am greșit și eu și eu o să plătește. Asta e? Mamă, ce frigă-i, bă, dar soarele acesta mă minte. Mă minte cu nerușinare. Mamă, și stați că am uitat să vă zic. Eu mai am un motor. Motorul meu pe combustie sau cum te zice? Motorul ăla cred că e și mai vraiște cu lanțul, dar ăla nu l-am folosit așa de mult și nu l-am băgat prin bălării. Deci sunt șanse să fie ok. Acum o să mergem să-l și vedem dacă nu mi l-a furat nimeni. Dacă a mai rămas în locul în care l-am lăsat, o să vă arăt care e situația lanțului și acolo. Aoleu, bă, ăsta a dormit. Ăsta a dormit. Hai, du-te. Vai de mine și de mine ce prăpădit ești. Și chiar voiam să zic, mamă, dar n-am să vă arăt nimic în trafic. Nu se întâmplă nimic, este o oră neaglomerată. Era să se întâmple, era să se petreacă neprevăzutul. La 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 la. Merge bine motoreta, bă. Nu știu ce i-am făcut eu o curățare super șmecheroasă. Am frecat la ea de zor, am dus-o și la spălătorie. I-am dat cu un jet de apă puternic acolo să fie bine. După care am dat cu un brake cleaner. Am frecat de zor, iar apoi am dat cu ceva lub, cu niște lubrifiant. Scria, folosiți econom lubrifiantul. Am stricat o butelie de aia întreagă. Asta e, lăsați-mă, nu știu eu cu mecanica. Ce, doamne, iartă-mi, era un om în spatele meu. Cum a ajuns să mă luc acolo, nu știu. Sunteți pregătiți să vă arăt surpriza? Hai să vedem. Mamă, aici e intersecția morții, să-mi bag piciorul. Deci în intersecția asta nu dă niciodată prioritate cine trebuie să dea prioritate. Deci era să intre peste mine cu motorul de foarte multe ori, dar eu frânez din timp chiar dacă am prioritate, că știu că oamenii sunt nebuni cu capul. Haideți să vedem dacă mai avem motorul. Bună ziua, pisicuțo! Aceea neagră pisică eu am sterilizat-o împreună cu prietena mea, pentru că este foarte bine să sterilizați pisicile străzii, ca să nu se înmulțească și să facă pui nedoriți care ajung vai mama lor sau omorâți. Și noi am sterilizat-o pe asta mică. Bun, începem cu fratele motor. Haideți să vedem dacă mai este intact. Dar știu că și aici era ruginit lanțul, dar nu știu cât de ruginit era.
Bă, mamă, ce frumusețe am aici. Mamă, dacă e altă motocicletă, bă, dacă mi-a făcut cineva un prank. Bă, nu-i chiar așa de rău, e doar un pic roșu, dar nu e așa de rău. Arată bine, bă, nu m-am mai dat cu ea de mult timp. Am și uitat cum e să conduce așa ceva. Foarte frumos, mă bucur pentru ea. Ok, și surpriza, dragi prieteni, este chiar această ruletă. Această ruletă este a noastră. Și o să avem de gând să călătorim lumea cu ea, doar că mai trebuie să-i facem niște lucruri. Opa, este ruleta noastră. Uitați ce frumoasă-i, vai, ce dor mi-a fost de ea. Am cumpărat acum ceva timp și o să trească să o recondiționăm puțin, ca să ne plimbăm cu ea prin toată lumea și motoreta poate pot să mână în spate sau deasupra sau chiar înăuntru. O să fie foarte fain. Aici este cabina de duș. Aici mai trebuie să-i facem niște lucruri și cam așa asta. Treaba să nu ziceți la nimeni. Asta e secretul nostru, da? Cu Pixel am semnat contractul de vânzare. Ah, ce frumoasă e. Să ne bucurăm de ea. De-abia aștept să facem călătorii. Cheia este ceva deosebit. Eu mă duc la treabă, mă duc să eliberez apartamentul. Acesta a fost videoclipul. În concluzie, aveți grijă de motoarele voastre. Oba. Nu e chiar atât de rău pe cum pare, deși îi rău. O să le rezolv și o să fiu în siguranță. Stați liniștiți. Mulțumesc pentru purtarea de grijă. Și cam atâta. Ne vedem desigur săptămânal. Chiar încurajez foarte mult să comentați și să interacționați. Hai, v-am pupat, o zi deosebită să aveți. Adio. Ultimul cadru din acest apartament. Salut. Salut, baie. Salut. Salut, living. Cărămizi. Toate cele. Dormitor. Adio.